presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunteți din nou la presa liberă trecere. Avem o ediție în care discutăm cu poliția locală din Râmnicu Sărat. Invitatul nostru este domnul Dan Bucur, șef serviciu în cadrul poliției locale din Râmnicu Sărat, și încercăm să aflăm câteva recomandări acum la începutul noului an școlar, dar să facem și un mic bilanț al activităților, desfășurate pe parcursul acestei veri în orașul nostru. Bună seara și bine ați revenit, domnule Bucur. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule Bucur, de câteva zile a început noul an școlar, emoții, bucurii, aglomerație, un trafic infernal am văzut noi în aceste zile în imediata apropiere a unităților de învățământ. Înainte de toate, care sunt recomandările dumneavoastră, recomandările poliției locale pentru acest an școlar, pentru că sunt emoții pe această parte educativă, privind rezultate, performanțe școlare, dar sunt și celelalte emoții ale părinților, ale dascălilor, legate de siguranța elevilor, de siguranța copiilor noștri în incinta și imediata apropierea unităților de învățământ. Într-adevăr, de ieri a început un nou an școlar. Ca de fiecare dată și în acest an școlar, poliția locală și celelalte instituții cu atribuții în sistemul de ordine și siguranță publică sunt prezente și vor fi prezente în zona unităților de învățământ de pe întreaga rază a municipiului Râmnicu Sărat. Nouă ca instituție a poliției locale ne sunt repartizate un număr de 4 unități de învățământ. Dar asta nu înseamnă că și celelalte unități care sunt în răspunderea directă a poliției municipale sau a jandarmeriei trec neobservate de către patrulele de poliție locală. Putem constata încă din ziua de ieri faptul că valorile de trafic au avut valori destul de ridicate, în special în preajma unităților de învățământ, unde s-a constatat și se constată de altfel, cel puțin dimineața și prânz, când copiii intră și ies de la școală, foarte multe autovehicule care trec prin zona acelor unități de învățământ, unele chiar staționează în proximitatea școlilor respective. Noi adresăm recomandarea către toți participanții la trafic de a parca vehiculul în astfel de condiții încât să nu se creeze alte impedimente pentru ceilalți participanți la trafic, să nu parcăm vehiculul în colțul intersecției sau mai mult decât atât pe treceri de pietoni, pentru că trebuie gândit și la siguranța celorlalți. Toți avem copii care merg la școală și dacă parcăm vehiculul pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, cu siguranță acelui copil sau acelui pieton îi creăm din start o stare de pericol. Colegii mei vor fi în zona acestor unități de învățământ în perioadele de afluire și de fluire. Încercăm să asigurăm un climat de siguranță pentru toți copiii care vin la școală sau pleacă de la școală spre domiciliu și cum anii anteriori nu am avut niciun eveniment nedorit în acest sens, am speranța că împreună cu eforturile conjugate ale tuturor, administrație locală, poliție, școală, părinți, elevi, sunt convins că vom găsi cele mai bune căi pentru ca ai noștri copii să fie în siguranță în drumul spre școală, în interiorul școlii și înapoi de la școală, la școală spre casă. Vin cu rugămintea către părinții care își aduc copiii la școală să încerce să circule și pe jos, mai ales dacă condițiile meteo și distanța față de unitatea de învățământ ne permit acest lucru. Trebuie să încurajăm și mersul pe jos, nu doar să învățăm copilul să vină până eventual în poarta școlii, să oprim mașina, să-i blocăm pe ceilalți și să nu mă gândesc decât la propriile mele nevoi și necesități. Sunt convins că încurajând și acest mod de deplasare, ducem la o creștere și armonioasă a copilului și cu siguranță îl facem să fie responsabil la tot ceea ce înseamnă. Domnule Bucur, sunt străzi din municipiul Râmnicu Sărat pe care în aceste zile se efectuează diverse lucrări. Străzi aflate în apropierea unităților de învățământ. Puteți veni și cu câteva recomandări pentru părinți, pentru participanții la trafic? Într-adevăr, cum bine ați precizat și dumneavoastră, sunt străzi în municipiul Râmnicu Sărat unde sunt desfășurate lucrări de modernizare, de asfaltare și unele dintre aceste străzi sunt în proximitatea unor unități de învățământ. Cel mai clar exemplu și poate și cea mai tranzitată zonă este zona Școlii Generale numărul 1, Școala Constantin Brâncoveanu, unde în zona străzii Ștefan cel Mare se efectuează și la acest moment lucrări de reabilitare. Într-adevăr, circulația pe acea stradă este puțin îngreunată datorită acestor lucrări care se efectuează. Este posibil ca în perioada următoare porțiuni din stradă să fie închise tocmai pentru a se turna stratul de asfalt necesar unei circulații
adecvate. Odată cu montarea, cu turnarea stratului de asfalt, se vor monta și acele indicatoare care vor reglementa condițiile de trafic în zonă. De aceea vin, sau mă repet, cu rugămintea ca, dacă putem și timpul ne oferă posibilitatea, să încercăm să circulăm și pe jos, tocmai pentru a evita acest disconfort creat și de starea poate impracticabilă la acest moment a carosabilului, dar și pentru a permite celor care lucrează în zonă să-și desfășoare activitatea în condiții de siguranță. Pe viitor, intenționați să organizați, să desfășurați diferite acțiuni cu tematică rutieră sau alte acțiuni cu o tematică decisivă pentru elevi? Sau ați fost anii trecuți invitați de conducerea unităților de învățământ pentru a le vorbi copiilor? În fiecare an se încheie protocol de colaborare între instituția noastră și toate instituțiile de învățământ de pe raza municipiului. De asemenea, există un protocol de colaborare privind combaterea și prevenirea delincvenței juvenile pe care l-avem încheiat cu Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și în speță cu Poliția Municipiului Râmnicu Sărat, atât cu mijloace proprii, cât și în sistem integrat. Anual desfășurăm activități atât în rândul elevilor, cât și în proximitatea unităților școlare, tocmai pentru a preveni orice eveniment nedorit în care ar putea fi implicați elevii, atât din punct de vedere rutier, cât și din punct de vedere al siguranței lor. Mă refer aici la faptul de a nu fi pradă unor eventuale, a fi victime, pardon, unor eventuale acte de violență, unor eventuale acțiuni de furt, că mai sunt nu doar în Râmnicu Sărat, mai sunt și în țară, mă refer, grupuri de tineri care nu respectă tocmai normele de conviețuire socială și prevederile legale, și tocmai de aceea îi sfătuim pe elevi și pe părinți să încerce să nu trimită la școală copilul cu bunuri de mare valoare, să nu poarte la vedere eventual telefoanele poate mai scumpe decât este cazul, să încerce să-și protejeze, să protejăm cu toții, atât familie, cât și școală, cât și autorități, să protejăm copiii, ca aceștia să se simtă în siguranță. Acțiuni privind abandonul școlar sunt realizate în colaborare, în parteneriat cu unitățile de învățământ? Există prevedere legală în legea educației, în care la solicitarea unității de învățământ, poliția locală poate face verificări și informare către unitatea de învățământ cu privire la acei copii care, din diferite motive, ajung să abandoneze școala. Acolo unde suntem solicitați, cu siguranță am intervenit și vom interveni punctual, iar unde constatăm că motivele care duc la abandonul școlar ar putea îmbrăca o latură penală, cu siguranță vor fi sesizate autoritățile competente pentru a dispune măsurile legale. Desfășurăm activități punctuale, atât cu forțele proprii, cât și în colaborare cu Poliția Municipiului, în unitățile de alimentație publică, și mă refer la baruri sau săli de jocuri de noroc, tocmai pentru a depista acești elevi care, chiar din timpul cursurilor, în loc să meargă la școală, îi găsim în aceste locații. Îi însoțim la școală, facem informare scrisă către unitatea de învățământ. Cu siguranță sunt anunțați și părinții și sperăm că toate aceste activități conjugate să ducă la o rată cât mai mică a abandonului școlar. Ce vreau să ne spuneți? În ultimii ani s-a tot vorbit de violență, violența fizică, violența verbală în interiorul unităților de învățământ. Conducerea acestor unități colaborează cu dumneavoastră, vă înștiințează în cazul în care sunt înregistrate conflicte majore? Cu siguranță, atunci când sunt constatate de către conducerea școlii încălcări ale legislației, sunt constatate poate acte de violență comise împotriva minorilor, cu siguranță sunt anunțate organele de poliție. Dacă elementele sesizate îmbracă forma unei infracțiuni, cu siguranță colegii de la Poliția Municipiului întocmesc acele acte procedurale care duc la stabilirea tuturor situațiilor de fapt pentru rezolvarea situației. Repet, anii anterior, la nivelul poliției locale, nu au fost constatate cazuri deosebite de asemenea acte de violență. Dar cred că dacă acel copil, căruia în școală îi se întâmplă un lucru negativ,
comunică cu dirigintele, cu profesorul de servici, cu conducerea unității școlare și cu, mai ales cu părinții, cu familia acasă și nu ascunde acel element negativ, cu siguranță se poate găsi o rezolvare din timp a unei eventuale probleme mai grave. Că nu de puține ori poate de la violența verbală se ajunge la violență fizică. De asta și la copiii mei le recomand și le învăț că atunci când la școală li se întâmplă ceva negativ, măcar să anunțe pe doamna dirigintă, pe conducerea școlii și pe noi acasă ca și părinți. Că din timp, dacă găsim soluții, cu siguranță putem preveni alte aspecte mai grave. Să ținem cont de aceste recomandări venite din partea poliției locale. În continuare vreau să discutăm tot despre elevi, tot despre tineri, dar făcând un bilanț, un mic bilanț al activităților desfășurate pe timpul verii. Cum au fost tinerii noștri în această vară? Pentru că știm, parcurile, locurile de joacă au fost luate cu asalt. Da, vara este perioada vacanței, vacanța mare, foarte mulți copii și tineri îi întâlnim pe stradă, în parcuri. Pentru noi, ca poliție locală, putem spune că cea mai aglomerată perioadă a anului este anotimpul acesta al verii, când nu de puține ori am fost sesizat sau n-am autosesizat cu destul de multe aspecte de încălcare ale liniștii și ordinii publice. Aici mă refer la atât în zona parcurilor de pe raza municipiului, cât și în proximitatea blocurilor, chiar și pe unele străzi unde sunt doar case, pentru că nu de puține ori și nu în puține locații, grupuri de tineri care, spre marea mea surprindere, unii nici n-au nicio legătură de domiciliu cu râmnicul sărat, chiar din comune limitrofe orașului, veneau sau vin cu mașinile, staționează ore întregi pe anumite străzi, zic ei puțin mai ferite de camerele de supraveghere sau de eventuale patrule care sunt prin oraș și stând acolo până la ore târzii în noapte, chiar și cu vocea puțin mai ridicată sau mai mult decât atât, stăm la autoturism cu portierele deschise și cu muzica, nu la un nivel foarte ridicat, dar noaptea deranjează și nu puțini locatari au fost cei care au apelat la noi. Acolo unde am constatat cu siguranță s-au aplicat măsuri legale, s-au aplicat sancțiuni cu amendă. Undeva vă pot spune că doar pe perioada verii, numai pe aceste aspecte de tulburare a liniștii și ordinii publice, sunt aproape 80.000 de lei amenzi aplicate pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Au mai fost situații de tulburare în care pe raza de competență au fost organizate diferite evenimente cu caracter privat în incinta unor imobile proprietate personală. Și acea aparatură muzicală folosită pentru acel eveniment nu a fost la acei parametri care să nu ducă la deranjare liniștii publice. Și acolo s-au aplicat amenzi chiar pentru repetarea faptelor, amenzi care au mers în unele cazuri și până la 6.000 de lei aplicat persoanei care a deranjat liniștea și ordinea publică. Dar aici vreau să vin cu o precizare, în sensul că legiuitorul a stabilit clar ce pot să facă autoritățile competente în asemenea situații. În afară de amenda aplicată, care, repet, poate duce la un cuantum mult mai mare în cazul repetabilității faptei, poliția, indiferent de natura ei, nu poate intra în curte să oprească muzica. De multe ori se spune că, virgulă, găsim înțelegere și oamenii aia chiar pun stop și opresc muzica sau o folosesc la o intensitate mai scăzută care n-ar deranja. Dar sunt destule situații în care amenda nu a rezolvat situația, muzica poate a cântat până în zorii zilei următoare, dar aia nu înseamnă că am trecut nepăsător sau că nimeni nu a făcut nimic. Deci ați fost prezent, ați fost acolo. Cu siguranță, numai că nu întotdeauna găsim înțelegere. Și cu scuzele de rigoare nu aplicăm decât ceea ce ne permite legea. Dacă legea spunea că puteam intra în curte să confiscăm boxele, cu siguranță mergeam să facem și acest lucru. Dar, repet, de multe ori mergi la poarta respectivă, unde se organizează un eveniment privat, indiferent de natura evenimentului, și de multe ori, nu că nu ești băgat în seamă. Nu dă importanță la ceea ce spui și de multe ori poate acea amendă aplicată nici nu interesează. Dar, cum am mai spus și datele anterioare, acele amenzi, sub o formă sau alta, au o finalitate, chiar dacă nu se încasează în termenul legal, sunt alte pârghii legale care pot duce la încasarea, sub o formă sau alta, acelei amenzi. Avem destule persoane care, în primă fază, au spus
Nu mă interesează ce amendă mi aplici, dar ulterior i-am dus acasă hotărârea instanței cu transformarea amenzii în muncă în folos comunității și sunt convins că a doua oară se mai gândește dacă chiar ne socotește întru totul vorbele pe care i le-am adresat. Domnule director, cum ați perceput dumneavoastră acest eveniment îndrăgit de râmniceni? Zilele municipiului Râmnicu Sărat, ați fost prezenți acolo, pentru că tot vorbim de aglomerație, de respectarea liniștii, a ordinii publice. V-ați confruntat cu incidente, conflicte în rândul râmnicenilor? Ca în fiecare an, aceste zile de sărbătoare, 3-4 zile, sunt zile care aduc bucurie râmnicenilor. Sunt zile în care poate și râmnicenii veniți din alte părți ale lumii se întâlnesc acasă. Sunt zile în care oamenii socializează și încercăm să ne bucurăm și de ceea ce este frumos în comunitate. Au fost 3 zile de activități artistice în fața primăriei, unde s-au strâns mii de oameni în cele 3 zile. În ziua de 14, în ajunul sărbătorii Maicii Domnului, am avut acea procesiune religioasă pe străzile municipiului, unde iarăși au fost, dacă nu mă înșel, undeva peste 2.500-3.000 de persoane participanți la acel moment. Noi, ca instituție, împreună cu ceilalți din sistemul de ordine publică, am asigurat măsurile de ordine necesare, atât în ceea ce privește blocarea unor artere de circulație, fluidizarea traficului, cât și măsuri de punctuale de ordine publică, în special în zona primăriei, cu ocazia celor 3 zile de spectacole. Nu au fost evenimente deosebite, dar în asemenea situații mai sunt și persoane care consumă alcool mai mult decât este cazul și trebuie îndrumați spre domiciliu să înțeleagă că este o oră care a fost avizată. Comercianții care au fost în zonă au înțeles că avizarea acestui eveniment trebuie să îndeplinească niște condiții legale. Cu mici excepții nu au fost probleme. Râmnicenii au petrecut, sunt convins că s-au simțit bine și să ne Dumnezeu să ne ținem sănătoși, să ne mai bucurăm de asemenea eveniment. Valori crescute ale traficului în interiorul municipiului pe parcursul acestei veri? Da, așa cum observăm, poate cu siguranță, cele mai crescute valori de trafic rutier sunt înregistrate pe drumul european. Ne uităm și aici în fața dumneavoastră la studiouri, de dimineață până seara, foarte, foarte multe vehicule care tranzitează sectorul de drum care aparține municipalității. Sperăm că aceste valori să scadă în perioada următoare. Poate autostrada care este în lucru, cu siguranță va prelua mare parte, cel puțin din traficul greu care tranzitează municipiul. Ca în fiecare vară, valorile de trafic sunt mai ridicate, în special în lunile iulie și august, când, așa cum spuneam și mai devreme, sunt destui concetățeni de-ai noștri care se întorc în oraș. Valorile de trafic ridicate sunt în special în zona centrală, da? Zona străzilor Principe Ferdinand, Primăveri, Strada Toamnei, Strada Pieței, Bulevardul Digului. De asemenea, valori ridicate de trafic auto și pietonal și în zona supermarketelor de pe raza municipiului, dar considerăm că nu au fost probleme deosebite în care să se creeze blocaje în trafic și efectiv conducătorul auto să stea minute întregi blocat fără să se poată circula. De multe ori, și fac o paranteză, poate cei mai cu ghilimele indisciplinați sunt pietonii. Pentru că vă pot da exemplu, semaforul care este în vecinătatea sediului instituției noastre este pe timp și de foarte multe ori sunt destui pietoni care traversează pe roșu sub pretextul că mă grăbesc, că oricum nu vine nicio mașină. De asta spun că indisciplina în rândul participanților la trafic, din punctul meu de vedere la nivelul municipiului, este mai crescută în rândul pietonilor. Putem vorbi de asemenea de zone în care opririle neregulamentare stânjenesc sub o formă sau alta circulația în condiții normale. Mă refer la situații în care se oprește pe colțul intersecției, situații în care se oprește în dreptul altui vehicul, stânjenind circulația traficului rutier. Nu de puține ori constatăm că sunt opriri neregulamentare chiar și pe treceri de pietoni. Eu aici vreau să spun un singur lucru. Sunt convins că sunt foarte multe care nu le vedem. Cu un singur echipaj de poliție locală cu atribuții și în domeniul circulației, aș vrea să văd mult mai multe. Dar nu înseamnă că dacă sunt într-o zonă și în zona cealaltă se oprește în regulamentar,
că poliția locală sau poliția rutieră de la municipiu nu își face treaba. Sunt niște zone stabilite, ca itinerare de patrulare, sunt niște activități pe care trebuie să le desfășoare cu toții și revin cu rugămintea ca atunci când se constată anumite încălcări ale legislației pe care le are în competență și poliția locală, este foarte simplu să fim anunțați. Și ce relevanță au imaginile, fotografiile pe care ar putea să vi le trimită ceilalți participanți la trafic? Cu siguranță, după fotografiile pe care le primim, după verificările ulterioare pe camerele de supraveghere, mai ales dacă în zona unde se constată fapta contravențională, sunt amplasate și camere care deservesc instituției noastre, legea ne dă posibilitatea de a face o comunicare către proprietarul sau deținătorul vehiculului, da? Putem verifica în baza dată număr de matriculare, aflăm cine este proprietar sau deținător și are obligația legală ca într-un termen de 5 zile de la primirea respectivei comunicări să ne transmită datele acelui conducător auto care a făcut respectiva faptă contravențională sau să se prezintă la sediul instituției pentru clarificarea situației. Nu au fost puține situații în care am procedat în acest mod și fac precizarea că amenda pentru necomunicarea datelor este mult mai mare decât amenda pentru o eventuală oprire neregulamentară. Pentru necomunicarea datelor la o persoană fizică, amenda este între un minim de 9 puncte de amendă până la 21 de puncte de amendă, pe când pe oprire neregulamentară sunt 2-3 puncte de amendă, care înseamnă 145 de lei în 15 zile lucrătoare. De asta, recomandarea noastră este să încercăm să respectăm aceste reguli de circulație elementare pentru a crea un climat de siguranță pentru toți participanții la trafic. Dar, din păcate, cu părere de rău constat faptul că ne interesează pe unii doar de propria persoană și nu mai ținem cont și de nevoile celorlalți. Eu nu cred că dacă avem treabă, să spunem, în centrul orașului, la o instituție, în centrul orașului, este un capăt de țară dacă oprim 50 de metri mai sus sau mai jos sau peste dusă lateralnică. Nu, dacă spun că eu am treabă la instituția X, trebuie neapărat să opresc în fața instituției X. Nu cred că este un mare dezavantaj sau un mare impediment dacă am merge și pe jos 2 minute, 3 minute. Nu este râmnicul ăsta așa de mare ca și suprafață să nu ne putem deplasa și pe jos. Domnule director, din discuțiile purtate cu anumiți râmniceni, înțeleg că s-ar impune instituirea unor sensuri unice pe mai multe artere din municipiu. Cui ar trebui să se adreseze? Știu că există acea comisie de sistematizare rutieră din cadrul Consiliului Local Municipal, comisie din care faceți parte și dumneavoastră, Poliția Locală. Dar mai mult decât atât, unde ar trebui exprimată această intenție din partea cetățeanului? La nivelul râmnicului Sărat, la nivelul primăriei, există o comisie de sistematizare rutieră, din care și eu fac parte, împreună cu alți reprezentanți ai altor instituții. Și au fost situații în care cetățenii din oraș au avut de semnalat anumite probleme, chiar și în scris. Recomandarea mea este ca acele intenții ale dumnealor de a stabili anumite reguli de circulație sau montarea unor indicatoare sau acele denivelări pentru reducerea vitezei ca idee, se pot adresa în scris și lăsa o cerere în sensul ăsta la registratura primăriei. Acea cerere cu siguranță ajunge la primărie, la funcționarul care se ocupă de comisia de sistematizare rutieră și cu siguranță sunt puse în discuție la ședința comisiei respective. Dacă propunerile respective sunt întemeiate și pertinente și considerăm că creează un plus de siguranță pentru toți participanții la trafic, ele ajung să fie transpuse într-un proiect de hotărâre de Consiliul Local, care este supus dezbaterii și eventualei aprobări în plenul Consiliului Local Municipal. Dar sunt râmnicenii activi? Înaintează astfel de solicitări către această comisie? Să știți că cu bucurie spun că da. Dar nu întotdeauna propunerile dumnealor pot fi și puse în practică, pentru că poate a rezolva o chestie punctuală care l-ar privi în mod direct pe respectivul cetățean care a făcut solicitarea. Dar s-ar crea multe alte dezavantaje pentru ceilalți din zonă și nu știu dacă, spre exemplu, montarea unor limitatoare de viteză. Din ce în ce sunt mai multe solicitări în acest sens. Aceste limitatoare de viteză trebuie montate în anumite condiții și cu respectarea unor parametri tehnici. Pentru că nerespectarea acestor condiții și parametri tehnici ar putea produce un eventual eveniment rutier și ar putea produce prejudicii atât persoanei în cauză cât și municipalității care nu a ținut cont de legalitatea tuturor acestor activități.
Sunt situații în care, din punctul meu de vedere, și repet, această comisie de sistematizare sau membrii Consiliului Local pot decide în consecință, în care consider că pe anumite sectoare de drum, din punctul meu de vedere, fluența traficului rutier s-ar realiza prin instituirea unor sensuri unice. Chiar dacă la prima vedere aceste măsuri de circulație pot crea un impediment, dar eu zic că pe parcurs își vor dovedi utilitatea și cu siguranță fluența traficului rutier va fi una, va fi aceea care trebuie. Probabil nu o să mai întâlnim autoturisme parcate pe trotuare, carosabil foarte îngustat. Multe păcate, probleme da, s-ar rezolva. Din păcate, și să fim sinceri cu noi înșine, și la Râmnicu Sărat încă se parchează pe trotuare. Unele chiar sunt blocate în totalitate. Sunt foarte multe străzi, putem veni cu multe exemple. Corect, dar vă pot spune și reversul. Spre exemplu, sunt aleile între blocuri, cel puțin în partea de Costieni și extindere Costieni, unde acele alei sunt foarte înguste. Circulația este cu circulație pe ambele sensuri. Dacă nu s-ar parca pe trotuar și s-ar parca efectiv pe carosabil, lângă bordură, cu siguranță acea stradă ar fi blocat. De-aia zic, în asemenea zone, din punctul meu de vedere, instituirea unor sensuri unice, cred eu că ar duce spre rezolvarea cât de cât a acestei probleme. Dar exact ce spuneți dumneavoastră, și în situații în care se poate foarte bine opri lângă bordură, nu am niciun fel de impediment sau de restricție în zonă de a opri, dar din motive pe care nu le înțeleg, oprim pe trotuar. Exemplu, mă scuzați, străzile cu case din municipiul Râmnicu Sărat. Foarte multe străzi, proprietarii ar putea să-și parcheze autoturismul în curte, dar nu o fac. E mai bine poate, pe trotuar. Poate că este mai comod pentru dumnealor să-l lase în fața porții pe trotuar decât să-l parcheze în curte. Sunt situații nu puține în care suntem sesizați și cu asemenea aspecte. Eu nu sunt omul care să trimit eventual în secunda 2 de amendă. Prefer ca discuția pe care o am eu sau colegii mei să ducă la rezolvarea problemei. Sunt mult mai mulțumit sau suntem mult mai mulțumiți cu toții dacă în urma unei discuții constructive fapta aceea nu se mai repetă. Că, așa cum v-am spus și mai devreme, nu întotdeauna amenda rezolvă și fondul problemei. Ultima întrebare, domnule Bucur. Care este recomandarea dumneavoastră pentru acei râmniceni care aleg să incendieze diferite resturi din gospodărie? Pentru că ne mai confruntăm cu diferite mirosuri pe tot parcursul nopții în municipiul Râmnicu Sărat, miros de fum. Într-adevăr, nu mai devreme de azi noapte am avut o situație similară. În primul rând că nu au voie să facă acest lucru. Este interdicție legală de a incendia orice fel de resturi sau deșeuri, indiferent că sunt vegetale sau de altă natură, în curtea imobilului. Că ferească Dumnezeu pot duce și la alte evenimente mult mai grave. De la un simplu foc de paie cu ghilimele pot duce să se extindă și să ia foc casa sau alte dependințe ale locuinței. Recomandarea mea este, cum am spus și emisiunea anterioară, ca orice cetățean din Râmnicu Sărat sau din România în anul 2023, cred că este o chestie de morală și de civilizație de a-ți încheia un contract cu operatorul de salubritate. Operatorul de salubritate vine și ți ia gunoiul din fața porții. Mai ales dacă îl pui, ne obligă și legea de fapt să fie pus selectiv, da? Este o chestie de a trăi în anul 2023, nu să găsesc alte refugii de a-l arunca la periferie, pe albia râului Râmnic și așa mai departe. Avem în zona periferică, încă mai sunt crescători de animale și nimeni nu blamează, pentru că poate pentru unii este principalul lor mijloc de subzistență, dar asta nu înseamnă că prin activitatea mea trebuie să creez un disconfort la alții. Azi noapte, cum vorbeam mai devreme, din păcate, tocmai unii dintre acești crescători de animale dintr-o zonă periferică a municipiului au dus gunoiul de la animale pe albia râului și mai mult decât atât i-au dat și foc, creând un disconfort pentru mare parte din locuitorii, cel puțin parte de zona Port Piață Centru. Noi am intervenit și am aflat cel care a făcut fapta respectivă. Am fost nevoiți să apelăm și la colegii de la ISU, care s-au deplasat la fața locului și au lichidat acel foc, pentru că exista pericol de a se propaga. Și de asta, repet,
să nu mai aruncăm irresponsabil gunoaiele, să nu mai incendiem, indiferent că e în curtea proprie sau pe albia râului Râmnic, și să încercăm să protejăm atât mediul înconjurător, cât și pe toți ceilalți concetățenii noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile cu care ați venit și în ediția de astăzi. Le mulțumim și râmnicenilor. Sănătate, numai bine, seară liniștită. La revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.